Bun găsit. Avem sunet, ok? Nu stă sunetul. Bună ziua, am ținut să particip personal la dezbaterea din Comisia Juridică de la Senat. Le-am transmis mesajul pe care am vrut să-l transmit, și anume că este foarte important ca această lege să fie adoptată. Sper că în urma dezbaterilor extrem de lungi au fost soluționate, să zic, toate punctele divergente, și am încredere că în cursul zilei de astăzi va fi aprobată legea de plenul Senatului, urmând să curgă termenul de sesizare și ulterior să fie promulgată de președintele României. Sigur că legea a fost modificată față de proiectul pe care l-am depus. Sigur că sunt puncte de vedere care nu coincid în totalitate. Forma din acest moment este totuși o formă care ne permite să acționăm eficient împotriva răspândirii virusului și pentru a apăra sănătatea și viața cetățenilor români. Am încredere că în cursul zilei de astăzi vom avea legea care să ne permită să putem să luăm cele mai bune decizii și să avem la dispoziție toate pârghiile pe care le au toate guvernele europene privitoare la combaterea pandemiei. Dacă aveți întrebări. A fost o reticență foarte mare în privința internării obligatorii a celor care nu au simptome să conveni la un termen de maxim 48 de ore, și spuneau cei de la PSD din comisie faptul că nicio altă țară europeană nu ar avea o legislație similară prin care pacienții fără simptome să fie internați obligatoriu. Se știe foarte bine că în anumite țări răspândirea virusului s-a datorat faptului că fără o analiză medicală și fără o decizie a medicului specialist care să-i transmită pacientului starea sănătății și riscurile asupra stării sănătății, s-a dispus tratarea la domiciliu, răspândindu-se în acest fel virusul către familii, către prieteni și către alte categorii de persoane. Noi am avut și în cadrul procedurii prezente la momentul deciziei Curții Constituționale posibilitatea ca după o perioadă de 5 zile, în urma evaluării medicale, pacienții cu acceptul medicului să poată să trateze fie într-un alt spațiu în izolare, evident, cum sunt spațiile externe ale spitalelor care au fost realizate în perioada stării de urgență și stării de alertă, fie la domiciliu, dacă există posibilitatea unei izolări reale de membrii familiei. Până la urmă, important este, și dacă se ajunge la formula asta, cam 48 de ore să există o evaluare, să se poată contesta această măsură. Este și asta, important este ca atunci când pacientul ia o decizie, să o ia după o evaluare din partea medicului specialist, cunoscând toate riscurile privitoare la decizia pe care o ia. Există astfel de prognoze, dar odată intrată în vigoare această lege, sigur, capacitatea guvernului și autorităților sanitare va fi mai mare pentru a putea implementa regulile. Gândiți-vă că noi am avut o perioadă în care nu am putut dispune izolarea la domiciliu pentru persoanele, de exemplu, care au intrat în contact cu persoane infectate. Am avut persoane care au fost diagnosticate, care s-au externat din spital înainte de a se vindeca și asupra cărora n-am putut dispune măsura de izolare, ori aceste situații, evident, au mărit riscul de răspândire a virusului. Odată cu intrarea în vigoare a legii, sigur, vom avea la dispoziție instrumentele necesare pentru a
lupta eficient împotriva răspândirii virusului. Nu mai puțin. Eu cred că marea majoritate a cetățenilor nu vor apela la instanțe pentru decizii normale și firești. Atunci când o persoană cu care a intrat în contact este diagnosticată ca fiind pozitiv, se dispune măsura izolării, nu cred că o să fie foarte mulți români care să atace, pentru că măsura izolării este de fapt o măsură care păzește restul societății, pe ceilalți cetățeni cu care ar putea intra în contact o persoană care este posibil să fie infectată cu virusul. Dar, sigur, asta este decizia curții. În motivarea curții s-a solicitat în mod imperativ ca în lege să fie cuprinse proceduri de atac și, evident, aceste proceduri sunt proceduri care au fost incluse în legea care urmează să fie adoptată. În condițiile în care nu s-ar adopta legea, este clar că riscul de creștere a numărului de infectări există, dar dacă legea se adoptă, cu siguranță vom avea capacitatea de a reduce numărul de îmbolnăviri. Nu există, din punctul meu de vedere astăzi, nu există niciun temei, de altfel nu ar fi existat niciun temei de contestare la curte, nici pe proiectul cum l-am gândit noi. Acum, faptul că a fost dezbătut atâta timp în Parlament, cred că au fost eliminate orice posibile chichițe care ar fi putut fi speculate pentru atacarea la Curtea Constituțională. Repet, important este să fie adoptată în cursul zilei de astăzi. Cu siguranță, autoritățile sanitare vor dispune ca persoanele respective să fie tratate în izolare la domiciliu sau, dacă nu pot să fie tratate în izolare la domiciliu, într-un alt spațiu în care se poate izola astfel încât să nu pună în pericol membrii familiei sau alți membri ai comunității. Fără a cere o nouă testare pentru aceștia? Cu siguranță că ei, până la o nouă testare în care să fie testați negativ, adică să existe un diagnostic că oamenii s-au vindecat, normal că sunt tratați. Iar asta cu asimptomatici, mai puțin simptomatici, mai mult simptomatici, din punctul meu de vedere nu există decât două categorii de oameni. Oameni sănătoși și oameni bolnavi. Întrebarea era dacă legea retroactivă. Faptul că o persoană nu prezintă simptome, asta nu înseamnă că nu transmite virusul și asta nu înseamnă că odată ce este infectat cu virusul, nu se poate dezvolta o formă mai severă de evoluție a bolii. Povestea asta cu asimptomatici, mai puțin simptomatici, mai mult simptomatici, este o chestiune care încearcă să creeze o confuzie suplimentară. Deci există oameni care sunt sănătoși și oameni care au acest virus și care sunt bolnavi și care transmit virusul și oricând sunt în pericol ca sănătatea lor să fie afectată de evoluția virusului. Sistemul sanitar, așa cum ați văzut și în perioada stării de urgență și în starea de alertă, este un sistem care a făcut față solicitărilor de tratare. Avem pregătite planuri de măsuri. Oricând domnul ministru Tătaru, dacă doriți, vă poate prezenta diferitele măsuri pe care le avem pentru a face față oricărei situații. Sigur, până la o limită. Că... Din ceea ce știu, da, în forma actuală și chiar avem nevoie. Ce se întâmplă? Ați văzut, numărul de cazuri nu este constant distribuit pe județe sau pe localități. Dacă ai un număr mai mare de cazuri și nu mai ai medici efectiv care să trateze, ai nevoie de completarea personalului medical. Nu poți face completarea personalului medical pe prevederea legii 55, care pentru detașare a impus acordul persoanei detașate
și acordul șefului persoanei detașate. În practică, chiar și atunci când am găsit cadre medicale care doreau să accepte detașarea, a existat o respingere sau un refuz de acord din partea șefilor cadrelor medicale respective. Întotdeauna fundamentat. Chiar avem nevoie de această pârghie de a putea apela la cadre medicale, acolo unde apar incendii, acolo unde există o creștere semnifică a numărului de cazuri, pentru că este mai ușor să detașezi un cadru medical decât să începem să transportăm cu elicopterul sau cu salvările, să mutăm pacienți din Prahova, să-i mutăm în Buzău, sau să mutăm pacienți din Brașov, să-i mutăm la Covasna sau la Târgu Mureș. Legea 55 a prevăzut amenziile pentru nerespectarea regulilor care sunt incluse în legea 55. Noi am dat amenzi. Aveți rapoartele zilnice ale Ministerului de Interne și ale celorlalte autorități care au drept de control privitor la măsurile de protecție sanitară a cetățenilor. S-au dat constant astfel de amenzi, s-au dat sancțiuni și de altă natură, suspendări de autorizații, închideri de activități acolo unde au fost încălcări flagrante ale regulilor de protecție sanitară. Cei care nu respectă aceste reguli de izolare sau de carantină vor fi în continuare verificați de DSP și organele de control politic? Sigur că da. Sigur că da. Avem capacitatea... Această verificare, de altfel, am solicitat domnului ministru de interne, chiar în condițiile în care erau persoane care erau izolate, să se deplaseze și să încerce să convingă oamenii că este important să rămână în izolare ca să nu pună în pericol pe alții. Sigur, n-am mai putut să dispunem măsurile de sancționare în cazul în care oamenii refuzau să stea în izolare. Îmi cer scuze, dar avem ședință de guvern. Am avut o discuție cu domnul președinte Cazanciuc. I-am explicat că avem ședință de guvern în care avem mai multe măsuri din pachetul de relansare economică, reclădim România, și m-a derobat de răspunderea de a fi prezent la dezbaterile în plen. Toate deciziile pe care le-am luat, indiferent că au fost hotărâri de guvern, ordine de ministru, le-am luat în baza legii. Ordonanța 1, aprobată prin lege, ordonanța 11, ordonanța 21, aprobată prin lege, care au existat ca legi de aprobare ale unor ordonanțe de urgență. Noi n-am luat nicio decizie pentru care să nu fie avut bază legală în toată această perioadă. Uitați-vă și verificați că toate actele administrative, toate actele normative de rang secund au avut la bază prevederi legale. Faptul că aceste prevederi legale au fost considerate neconstituționale, noi n-aveam de unde să știm la data respectivă că emitem ordine de ministru, hotărâri de guvern sau alte acte normative și administrative în baza unor legi care au fost considerate neconstituționale. De altfel, declanșarea controlului de constituționalitate, în mod evident, a fost o declanșare a controlului de neconstituționalitate într-un moment total nepotrivit și, din păcate, are efecte negative asupra sănătății publice. Tot acest timp, în toate acestezile care s-au făcut la decizia curții, oamenii care s-au externat s-au întors în stare foarte gravă, iar unii dintre ei au și decedat. Cine își asumă toate aceste tragedii? Bună întrebare. Bună întrebare. Bună întrebare. Guvernul își asumă? Cum să-și asume guvernul, care guvernul a dispus toate măsurile care au fost anulate prin decizii ale curții luate la solicitarea avocatului poporului? Eu cred că dreptul la viață și dreptul la sănătate sunt drepturi fundamentale. Dacă nu ești sănătos, nu poți să te bucuri de alte drepturi. Nu poți să te duci la muncă, nu poți să te duci să te distrezi, nu poți să te duci în concediu. Dacă obiectivul nostru fundamental în toată această perioadă a fost să asigurăm dreptul la sănătate și dreptul la viață. N-aș vrea să vă dau exemple despre oameni și fiecare ce a pățit și mulți dintre ei, oameni care erau sceptici în privința virusului și a pericolului virusului. Eu nu-mi doresc ca un român să ajungă să înțeleagă pericolul numai dacă se întâmplă ceva vreunui apropiat, unui membru al familiei și din nou transmit din nou mesajul ăsta. Atunci când ești neglijent, când nu respecti regulile,
Și risc să te îmbolnăvești, nu risc să te îmbolnăvești numai pe tine. Risc să îi îmbolnăvești pe toți cei cu care intri în contact. În primul rând pe cei apropiați, membrii familiei, prietenii, colegii de birou. Responsabilitatea este fundamentală în această perioadă. M-am uitat și în alte țări. Aici este vorba și de comportamente. Sunt țări în care nu există această apropiere. Oamenii nu mai dau mâna, oamenii nu se mai îmbrățișează, nu se mai pupă. Au o formă, chiar dacă păstrează același sentimente, nu mai au forma de manifestare, să spun, a efuziunii afective și a apropierii. Păstrează distanța fizică, evită inclusiv atunci când se intersectează pe stradă, păstrează oarecare distanță în momentul intersecției. Când vorbesc, nu vorbesc spre fața interlocutorului de la un metru, ci păstrează cât de cât o distanță sau vorbesc oarecum în altă parte și poartă măști. Astea sunt lucruri firești, lucruri normale pe care trebuie să le învățăm. E adevărat că noi suntem un popor cald, suntem un popor latin, un popor care are forme de manifestare a prieteniei, a afecțiunii față de apropiați, mult mai calde și mai apropiate, da. O perioadă, cât este această epidemie care pune în pericol viața fiecăruia, trebuie să ne dezobișnuim și să ne manifestăm în acest fel. Mulțumesc, fug la guvern. Ultima. Suntem în analiză. Deocamdată așteptăm adoptarea legii. După adoptarea legii vom reintroduce în hotărârea de guvern de prelungire a stării de alertă măsurile pentru care n-am mai avut baza legală și vom analiza la momentul respectiv alte măsuri, dar, repet, nu ne dorim să impunem nicio nouă restricție. Ca să putem să facem lucrul ăsta, avem nevoie de cooperarea fiecărui român și de responsabilitatea fiecărui român. Mulțumesc! Pentru că amenziile sunt prevăzute. Da, dar de ce?